Salutare și bine ați venit pe canalul meu. În Anglia este zăpadă, deci în Anglia zăpadă, eveniment. Da, în sfârșit au deschis poarta, să vedem ce patinăm pe aici. All right, there should I park, thank you. Mă, patinoara aici, fratele meu. Da. Am început patinajul. Bă, și nici nu mă lasă să ridic axa, să-l ia naiba. Aici, dacă l-am patinat, e nașpa. Da, mă. Nu e bine. Mai dăm un pic în față. Și după cum vedeți, vagonul deja e gol, l-am descărcat și altceva nu mai am de făcut decât să mă întorc înapoi la bază.
să ieșim din curte, sperăm că nu patinăm pe aici, zăpada înghețată. Uite-i zăpadă la Anglia! Culmea e că e și foarte frig, e înghețat. Chiar dacă ăștia au dat cu sare, peste noapte îngheață absolut tot din patinoare. Frumos, frumos! Era mai frumos cu Sania, nu cu camionul gol acum. Asta e. Aici am să mă parchez puțin. Mă opresc să mă bat cu zăpadă, nu? Dacă tot e zăpadă, să mă joc și eu. Și acum să ne batem cu zăpadă, ura dei! Da, să mergem înapoi pe patinoar, după cum mulți dintre voi știți, probabil, având în vedere că vagonul e gol, camionul patinează mult mai ușor, deoarece n-ai greutate pe tracțiune. Da, și mai e rău, în Anglia nu e obligatoriu să ai cauciucuri de iarnă și englezii nici nu au cauciucuri de iarnă nici pe mașina mică, nici pe camioane. Așa că trebuie să conduc cu grijă, deoarece zăpada înghețată e gheață și destul de periculos. Da, mergem încet, nu ne grăbim. Important e să ajung înapoi la bază fără evenimente. Da, deoarece englezii nu s-au obișnuit cu zăpada, vreau să zic că am văzut și câteva accidente, practic din cauza zăpezii au ieșit afară de pe drum, unii chiar urât de tot și cu camioanele și de-aia nu-i grabă, mergem încet și cu grijă. Și
cam atât pe astăzi. Am vrut să vedeți și voi zăpada din Anglia și cam cum arată drumurile, care de fapt sunt înghețate complet, chiar dacă au dat cu sare. Așa că ne auzim data viitoare. Să fiți sănătoși, toate cele bune. Pa, pa!